Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre cum vă experimentează o anumită persoană. Îmi place ideea asta, cum experimentezi, cum trăiești o relație, conexiunea cu o anumită persoană. N-are legătură, sau are legătură, dar nu e același cu ceea ce simte, cu ceea ce gândește, ci cu felul în care experimentează relația, situația, vibrația, nu știu, energia voastră personală și a relației în general. Hai, Alin, stai cu mințică. Aveți de ales între trei opțiuni, ca de obicei. Uneori mai fac și patru și cinci. Numărul 1, acești magneți. Pentru draperie, perdea. Numărul 2, scoica. Numărul 3, piatra. Am vrut chestii albe aproximativ, dar de diferite forme și texturi. O să pun cărți generale și apoi să vedem în funcție de cât mă lungesc cu vorba, dacă reușesc să pun și tarot. Dar, mai să pun obiectele deoparte. Și încep. Haideți să vorbim despre numărul 1. Cum vă experimentează persoana respectivă. O dată, de două, de trei ori. Patru de monede, în primul rând, ține. Ține foarte mult. Interesant. Există oarecare indecizie, dar ține. Uite, asul de spate. Nu știu unde să pun cărțile. Cutiuțele. Cum vei experimentează? Wow! Foarte, deci în evenimentul, probabil o separare s-a întâmplat între voi. Uniunea a venit invers. Cum vei experimentează această persoană? Iar sacrificiu. Vine foarte brusc, nu știu, niște evenimente foarte intense, foarte zdruncinătoare, tulburătoare, cutremurătoare, cum vreți voi să le ziceți. Cum vă experimentează această persoană odată? De două ori, de trei ori. Baletul de cupe. Lampa sacrificiului. Foarte multe emoții. Poate mă iau cu vorba, poate mai apar alte lucruri. Acest personaj... Da, o să le pun deoparte totuși. Foarte multe emoții să le văd. Cum vă experimentează? Nici mă lasă să... 7 de cupe. Și 6 de cupe. Hai să începem cu asul de spate. Justiția, din punct de vedere erotic, sexual, justiția. Interesant. În acest moment vă experimentează prin... Doi de spade, justiția. Hmm.
După cum arată cărțile? Cei care ați ales acest magnet. Cu siguranță e un anume tip de magnetism între voi. Și totuși, m-au picat cărțile de câteva ori. Probabil că există, au fost niște evenimente neașteptate, niște separări, niște, sau poate chiar întâlnirea neașteptată între voi. Foarte intensă de altfel. Și totuși, aș spune că eu nu știu câte de relații, este o întâlnire karmică, predestinată să aducă un anume tip de adevăr în viața cuiva, a voastră, poate. Dar asul de spade, cum vă experimentează? Încearcă să fie corecți. Cu justiția și asul de spade încearcă să fie corecți. Probabil că și reușesc într-o anumită formă. Dar, dragii mei, în ce formă? Sub forma sacrificiului. Pentru adevăr și pentru dreptate. Sacrifică până și stabilitatea. 4, 40, 4, 4 ține de împărat de stabilitate. Sacrifică și această atracție, uniunea, da? Uniunea a apărut. Atracția, ați ales magnetismul foarte intensă între două persoane, polarități diferite. Interesant, aici văd un lup, un vultur, probabil unul este foarte apropiat de elementul pământ, celălalt foarte mental, mai degrabă acest personaj e foarte mental, spiritual. Însă, întâlnirea dintre voi, uniunea dintre voi aduce transformare, este numărul 13. Și adevărul trebuie spus, chiar dacă implică sacrificii, chiar dacă, exact, trăsnete și fulgere odată cu acest adevăr expus, odată cu această justiție și dreptate dorită. Vreau să spun mai devreme cum vă experimentează valetul de cupe. Cu delicatețe și 7 de cupe, emoții. 7 de cupe, valetul de cupe la capătul setului de cărți. Ia uite, 2 de cupe și 6 de cupe. Două suflete pereche care se întâlnesc față în față să oglindească ceva și rând și bucurii. Două suflete care s-au mai întâlnit în alte vieți. Poate chiar și în această viață pentru unii. Dar, iar emoții, openness, water, nebunul în aceste de cărți făcut de mine, nebunul este destul de emoțional și sub el are moartea, apropo de numărul 13, moartea și 0. Marele preot și deschiderea, vulnerabilitatea. Ar spune că acest personaj are ca un anume tip de religie, marele preot. Un anume tip de religie, de spiritualitate, care ține de vulnerabilitate emoțională. Nu contează cât de mult doare, oamenii aceștia încearcă să fie cât pot să fie de sinceri. Și în primul rând sincer cu ei, în relație cu voi. Știu că poate sună ciudat sau poate nu am exprimat suficient de clar. Dar cu valetul de cupe și 7 de cupe și multă apă. Oamenii aceștia au foarte multe emoții, dar încearcă să-și păstreze rațiunea, să fie în echilibru emoțional și mental. Pentru că își dau seama că există un dezechilibru, de a apărut și uniunea invers, un dezechilibru.
energia dintre voi, pe de-o parte, îi dezechilibrează și ca să fie împreună cu voi implică multe sacrificii, dar cel mai mare sacrificiu și-l asumă în privința adevărului lor. Adevărul lor este că există un anume tip de credință în această relație sau în această posibilitate, în această uniune. Interesant, apare, l-am pus, l-am pas sacrificiului, vedeți? Sacrificiul apare de două ori. Emoții foarte, foarte multe, șase de cupe, iar pasiune, iar. Încearcă să rămâne cu mintea clară în condițiile în care emoțiile îi pun la încercare. Sunt conștienți că această relație, ca să se manifeste, implică multe sacrificii și de diferite feluri. Însă, eu așa simt. Posibil să fiți într-un triunghi amoros, dar neobligatoriu, sau unul dintre voi să fiți influențați de o altă, un alt factor, familie, copil, job, principii, hobby-uri. Să existe un al treilea factor care apare între voi. Dar asul de spade înseamnă dreptate, justiția revine, în condițiile în care, repet, sunt multe emoții. Acești oameni încearcă să vadă dincolo de proiecții, dincolo de iluzii, de visuri, de speranțe. Interesant că, deși sunt multe emoții tulburătoare, transformatoare, oamenii aceștia sunt foarte selectivi din punct de vedere erotic, sexual, extrem de selectivi. Nu încântă orice. Și nu e vorba de orice. Repet, este vorba de un adevăr pentru care fac sacrificii, își sacrifică viața pentru acest adevăr. Posibil unii din acești oameni la care vă gândiți sunt singuratici de fel. Își asumă însingurarea cu noblețe, aș spune. The Crown. Refuză să fie cu oricine, doar de dragul de a fi, doar pentru că simt intens această atracție. Cu alte cuvinte, atracția, magnetismul, sexualitatea, cât ar fi de intensă, este trecută și prin inimă, dar și prin rațiune. Am zis, religia lor... Trei de cupe, mare preot, posibil să fie un triunghi amoros. Dar... religia lor este vulnerabilitatea sufletească. Dacă persoana din fața voastră, din fața lor, pardon, nu este vulnerabilă, nu se expune, nu neapărat de goliciune trupească, e vorba de goliciune, sau mai bine zis, nu goliciune, să nu se înțeleagă altceva, dezgolire sufletească, dezvăluire sufletească, împărtășire a bucurilor, a supărărilor, a traumelor. A traumelor. Vor o relație sexuală, casa 8-a, a moarții și renașterii, a sexualității. Interesant că în aceste de cărți apare justiția. Vor o relație echilibrată, corectă, nu vor triunghiuri amoroase, nu vor ca unul să dea mai mult, celălalt mai puțin, nu vor deviații, vor adevărul. Vor o relație în care se comunică, repet, de la suflet la suflet și se comunică de la minte, trup, minte și suflet. Până atunci, această uniune poate să rămână în stand-by, refuză orice, refuză iluziile, preferă să se vindece, să rămână, să se sacrifice, să se însingureze, până va exista posibilitate, exact, emoții și intelect, exact.
până va exista posibilitatea ca toate aceste, măcar trei, trup, minte și suflet, să fie în echilibru și voi doi să, de orice natură ați fi, nu e vorba doar de o relație amoroasă, nu știu ce ridic vocea, de orice natură ați fi și relație de familie și profesională. Da, observă. Rămân sub observație, încearcă să rămână cu picioarele pe pământ, capul pe umeri și totuși idealul, un ideal asul de spade, este Excalibur. Este adevărul pe care și l-au descoperit cu multe sacrificii și cu multe sacrificii, e un cuvânt foarte care se repetă în acest număr, sacrificiu. S-au sacrificat. Și-au sacrificat, eu știu, cum să explic? Da. Impactul sau mai bine, nu impactul, rolul în familie, în comunitate, ca să se descopere pe ei. Ca să-și descopere adevărul lor. Și când știi că ai făcut atâtea lucruri ca să fii autentic și să ai niște principii clare de viață, nu accepți orice. Iar te sacrifici, dar te sacrifici nu pentru ce ai trăit în trecut, ci pentru acest adevăr. Cum vă experimentează? Încearcă să vadă și binele și răul, și lumina și întunericul din această relație, să înțeleagă, nu să ierte absurd, nu să accepte, am mai vorbit, iertarea nu înseamnă acceptare, să înțeleagă prințesa de cupe, să aibă empatie, să vindece eventual. Cu valetul de monede și observația, uite, marea preoteasă. Vorbim cu persoana care și-a ales calea, marea preoteasă și în singuratica, sau singuratica. Chiar dacă această femeie sau acest bărbat riscă să rămână singur sau singură, își asumă această însingurare, pentru că face parte din calea pe care a ales-o. Vrea ori adevărul, ori o relație totală, aș spune ori totul, ori nimic. Ori totul, ori nimic. Vă studiază cu valetul de monede, asta vreau să zic și cu observat. Vă studiază, vă urmărește, ține la voi, ține, dar ține foarte mult la acest adevăr, la dreptate. Aș vrea totuși să mai clarific doi de spade. Dacă aveți vreo... La leoa roșie e destul de erotică, da? Dacă îi se face vreo ofertă sau îi faceți vreo ofertă erotică, sexuală, mă cam îndoiesc că... Vedeți, asul de spade aici stă pe acest adevăr. Unor îl spune, altor nu îl spune, în funcție de caz. Cu alte cuvinte, este foarte, foarte selectiv. Are discernământ cu asul de spade. Discernământ. Și vedeți, foarte interesant. Am zis, sacrificiu, sacrificiu. Personal, nu ține sabia de mâner, ține de... Ia încerca să țineți cuțitul de lamă. Luați în considerare că asul de spade are două lame. Am zis, cu orice risc, că doare, că nu doare, această persoană vrea, asta este religia, mare preu și vulnerabilitatea, religia acestei persoane, sensibilitate, romantism în sensul de iubire sacră, iubire nobilă, da, pare un ideal, dacă e greu de atins, asta e, dacă se poate, cu atât mai bine. Există și o notă de speranță. Nu sunt iluzii deșarte. Deja văd niște oglinzi că se sparg. Interesant, din 7, una s-a spart, o oglindă mare, un cerc, ca o lume. Un capitol mare s-a spart. Probabil capitolul în care se proiecta această persoană în anumite relații, chiar în relația cu voi. Au rămas 6 oglinzi. 6. 6, 2 de cupe, 6 oglinzi care aduc aminte de niște... De întâlnirea cu sufletul pereche, 6 de cupe. Dintr-o altă viață. Posibil vă simt dintr-o altă viață. Simt că ați mai avut ceva împreună
într-o altă dimensiune, într-o altă realitate, dar rămâne de văzut ce va fi în această perioadă sau în această viață. Însă e un potențial. Asul de spade e un început. Se poate dacă se manifestă dreptatea. Fără dreptate, no chance. Am zis că vreau să clarific doi de spade. Interesant. Au venit trei. Asul de monede. Regina de băte și cavalerul de băte. Dacă e doar o aventură, bye bye. Nu. Deci aici este de ales. Vrea o relație stabilă, adevărată, concretă. Am zis trup, minte și suflet. Nu mă gândesc musai la căsătorie, că marea preoteasă nu ține musai să se căsătorească cu marele preot. Cu nimeni. Știe că două suflete pereche pot să fie împreună dincolo de aceste, aș spune, da, contracte. În fine. Dar nu aventură. Să nu încerce altcineva, e, da, interesant, nu încearcă nici să se ducă pe alții, nu-i place nici să fie sedus, sedusă. Dacă vi se pare că v-a sedus, să știți că e doar o impresie. Poate v-a sedus felul sincer de a fi. Justiția pe care am văzut-o mai devreme, care e foarte atrăgătoare. Când vezi un om sincer, corect, atrage. Eu așa văd. Eu asta văd. Doi de spade. Nu vreau nici aventuri, nu vreau nici să mă fur, să-mi fur mințile pentru o noapte, două, trei. Nu vreau nici eu să... Nu e vulnerabilitate, așa alta e să se duci, a zis eu, diferență. Nu vreau nici eu să te pun în lanțuri, în cătușe, într-o formă sau alta, pentru o noapte, două, trei. Nu? Posibil că amândoi sunteți cu doi, da? Și masculin și feminin, amândoi sunteți foarte atrăgători, de aia vă atrageți, ați ales magnetul, da? Și totuși, dacă acest magnetism nu creează o relație, apropo de disc, nu creează o relație și o inimă completă, solidă și sinceră, nu. Simt. Ia uite, am vorbit de moarte. Doi de cupe. N-au nevoie de răcituri emoționale, sexuale. Nu. Regele de spade mi se pare foarte rece. Da, două suflete pereche, care sunt trup, suflet, minte, mor și renasc. Știți că le petit mort e orgasmul fatal. Ce legătură are? Are legătură. Ori e, ori nu e. Cam asta este relația. Relația și cam cum vă experimentează acest personaj. Am vorbit de turn. Ia uite cum a apărut turnul și 8 de cupe. Așa pe orizontal. O să-l pun la loc. Evenimente destabilizatoare, să zic. Situații. Unul a plecat, 8 de cupe, poate că, nu știu care a plecat sau care nu s-a implicat cu cavalerul de băte, poate unul este aventuros. Mai aventuros decât. Unul este mai aventuros decât. Dar nu cred că acest personaj e aventuros. Cred că a avut de a face cu aventuroși. A avut de a face cu oameni care îi sau le consideră sexy, pasionali, tentanți. Dar una e să fie considerați, să viseze lumea la ei, la ele, și alta este, într-adevăr, să fie în relație cu acest personaj. O decupe și turnul. O plecare a cuiva, o detașare, poate să fie și aparentă a cuiva, o decupe, detașare emoțională, transformare emoțională, turnul. Poate în august s-a întâmplat ceva, pe 15 august, 8-15, pentru unii, dar nu obligatoriu. Ah, deci am zis 15, trebuia să zic 16. Probabil că a fost o situație toxică, 15 numărul diavolului, a fost o situație toxică.
intoxicantă cu acest magnetism. Dar am zis, vedeți, sunteți posibil că până să se transforme situația într-o anumită direcție, veți trăi și veți vedea, acest personaj își asumă polaritățile, faptul că ei sunt diferiți de voi. Da? Am zis, sunteți polarități diferite. Doare, da, doare. Dar și interesant, vedeți, ca să nu rănească această mână, trebuie să aibă o mânușă sau ceva protector. Mânușa ar fi asul de monede. Asul de monede. Realitatea. Ce facem? Suntem sau nu suntem împreună? Personajul acesta are granițe personale, se respectă, este stabil și așa am senzația că așa îi experimentează și pe ceilalți, nu doar pe voi. Pentru că văd o mare preoteasă și o persoană care, repet, își asumă singurarea. Chiar dacă e să rămână singură, în vârstă și singură, își asumă aceasta. Are o misiune interesantă. Dacă misiunea sa vă include și pe voi, sau voi vreți să faceți parte din misiunea sa, da, ok, uniunea se poate... Ok, știu că unora nu vă place. Uniunea se poate schimba invers, că tot avem moartea, dar 13. Două suflete pereche. Până ce moartea vă va despăți și, repet, nu e chestiune de căsătorie, e o chestiune de asumare, de stabilitate și de implicare totală. Probabil că v-ați îmbrățișat, probabil că v-ați sărutat. A fost tulburător, dar timpul curge. Interesant, acum văd. Timpul curge. Și dacă nu se manifestă dreptate, echilibru, lucrurile vor fi puse la punct într-o formă sau alta. Cum vă experimentează? O dată, de două. Împărăteasă. Oamenii aceștia învață. Dacă n-au învățat, sunt pe cale să învețe să se iubească, să se respecte. Asul de bâte și împărăteasa. Știu că această atracție este mare și poate duce către dragoste, asul de bâte și împărăteasa. Dar știu că dacă aveți relații sexuale împreună, pot să devină foarte fertil în preajma voastră. Dar nu e suficient. Potențialul este, dar în anumite condiții, de adevăr. De asta văd. 8 de bute. Spânzuratul. Și nebună. Și am văzut și nebună mai devreme. Mai dăm o carte. Probabil că v-ați întâlnit într-un mod neașteptat sau între voi, eu știu ce fel de relație a fost. S-a comunicat intens, pasional, pe diferite subiecte sau ați ajuns în puncte foarte sensibile cu comunicarea. Dar la un moment dat lucrurile au rămas în stand-by cu spânzuratul. Iar spânzuratul vorbește de sacrificiu. 13 merge înspre 12, 12 e prezent. Sacrificiul l-am văzut de câteva ori. Nu mai știu unde era pe aici. Există o amânare. Dacă amânarea aceasta, amânare care permite timpul cuiva să se transforme într-o persoană corectă. Dacă persoana nu se transformă într-o persoană corectă, acest personaj o va lua de la zero într-o altă direcție și va pune granițe. 9 de bute. Va rămâne în picioare, dar într-un alt context. Pentru că 9 de bute, vedeți, reprezintă Chiron, e și semn de foc și vorbim prin foc și de sexualitate și de magnetism și de multe.
este suferință. Multe, de multe ori a suferit, nu-i prima oară când suferă. De-aia am zis, sacrificiul cel mai mare pe care merită să-l facă este pentru dreptate, pentru principiile sale, pentru Excalibur, cum a fost scoasă din stâncă, dacă nu printr-o inimă curată. Credință. Credință și inimă curată. Vulnerabilitate. Cam asta e. Ia uite, eremitul. 5 de cupe. Da! Regretă! Plânge! O perioadă! Trece prin... Aseamănă cu mine. Trece prin multe perioade de însingurare, de... întâlnire cu demonii sau reîntâlnire cu demonii, cu fricile în sensul acesta. Nu vorbesc de demon, cu fricile sale. Băi, o să rămân singură sau o să rămân singur. Băi, dar asta e, până la urmă, asta e interesant, că amândoi au un toiag. Amândoi merg către lumină. Au lumina în ei și merg către lumină. Vor ceva special. Oamenii ăștia, bărbați, femeie, marcaș puternic, interesant, fecioară, pești, multă apă, scorpion... Scorpion, gem în balanță, vărsător, aș spune mai degrabă, dar așa, semne de pământ, toate semnele, dar foarte mult apă, foc, aer prezent doar sub forma asului de spade, care mi se pare cel mai important. Și aceste cărți care trage atenția, este nevoie de echilibru emoțional, și justiția, echilibru emoțional și mental. Cum vei experimentează? Se consumă, își asumă această responsabilitate. Își asumă. Ia uite, Marea Preoteasă. Intuiția le spune că se poate manifesta ceva frumos pe termen lung, asul de monede și 10 de monede, dacă există adevăr și dreptate, dacă există transformarea aceasta. În cei doi sunt împreună, păi nu mai e nimic altceva în preajmă. Nu mai contează nici trecutul, nici cum a fost. Ia uite, iar Marea Preoteasă și Regele de Spade. Cam asta văd. Sper că v-a fost de ajutor. Asta e setul de cărți pe care l-am folosit la voi, acesta. Îmi pregătesc cărțile pentru următorul număr. Ce ar mai fi de spus până atunci? Uniunea e prezentă, dar cred că a fost uniune, v-ați întâlnit și v-ați separat cu turnul. De-aia a venit invers. Repet, timp pentru cine trebuie să se transforme, să ajungă la acest stil de viață principial. Cine nu reușește, nu reușește. Asta de unde era setul acesta de cărți? A, de aici. Cam asta este, dragii mei. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Cei care ați ales coica. Până amestec cărțile, vă spun cum vă experimentează acest personaj. Probabil că sunt aspecte în semne de apă între voi, într-o formă sau alta. Dar în mod special, această scoică se spiralează înainte și în afară și înăuntru. În primul și în primul rând. Cum vă experimentează. Ar vrea să iasă și totuși nu îndrăznesc. Au un sistem de apărare foarte bine pus la punct. În primul rând, apărare emoțională. O spui că mai ciudată, mai complicată. Nu găsești oriunde astfel de scoică. Are și țepi. Nu toate scoicele au țepi. Deci extrem de sensibilă și de complicat emoțional. Și complicat în sensul că există un anumit tip de timiditate emoțională. Frica de a fi vulnerabil.
Asta simt. Frica de a fi vulnerabili. Nu știu de ce. Din ce motive? Chiar nu-mi dau seama. Din ce motive ar fi ei așa... Probabil sunt marcaje în rac, în mod special, sau în casa a patra a racului, sau planete în rac, am zis marcaje în rac, nu neapărat zodia racului. Că nu toți în zodia racului sunt așa. Dar dacă ai lună în rac, e mai rău decât dacă ai avea soare în rac. Deci nu trebuie de vedere. Cum te experimentează acest personaj? Hai să vedem. O dată. Cum vei experimentează? De două ori. În primul rând, la nivel emoțional, într-o lume acvatică, acuoasă, emoțională. Ar vrea să-și dea jos măștile, dar e dureros. Nu știu de ce e dureros. Interesant. Vă experimentează într-o călătorie, nu căsătorie, pardon, într-o călătorie, între două drumuri. Între drum de noapte, drum de zi. Un drum cu umbre și un drum cu lumină. În care se văd lucruri, în care lucrurile sunt văzute. E o persoană destul de duală, aș spune. Cum vă experimentează? Acest personaj. La o călătorie. Numărul 17. Probabil e distanță între voi. 17 numărul stelei în tarot. Stea e greu de atins. Reprezintă distanță. Interesant. Vedeți, aici este o haină albă, albă, dar în spate sau jumate de haină este în umbră. Ceea ce vede publicul e doar o parte. Că exact ca luna, deci foarte marcat de lună acest personaj. Publicul, lumea, vede o față, dar e mult mai complicată persoana. Aici e și toiagul în umbră. Mult mai complicată pe măsură ce o descoperi. Dar undeva la intersecție de drumuri vă experimentează o dată. De două ori. Între două portaluri, interesant, de trei ori. Nu știu dacă vă va... Doi de spade, apropo de doi. Nu știu dacă acum în februarie, încă mai sunt câteva zile din februarie. Regina de bâte. Wow! Cum vă experimentează? Nu vă văd foarte atractiv, foarte misterioși. Dar și ei au latură. Probabil e un anume, am zis de dualitate, este și un anume tip de oglindire. Simt, apropo de această lume emoțională, simt că semănați unul cu celălalt. Pentru că și pisica e destul de ascunsă, misterioasă, este animal de pradă, de noapte. Floarea soarelui este de zi. Și voi aveți o latură a voastră carismatică, diurnă. Și aveți o latură nocturnă foarte ocultă, foarte misterioasă. Cum vă experimentez? Sunt foarte atrași de voi, clar. Foarte atrași de voi. Nu știu ce simt nevoia să zic, vă experimentează ca pe o operă de artă. Poate din cauza că mi-a duce aminte de Muha. Nu, iar nu vă, într-adevăr, dar sunt trăsături pe care le întâlnesc doar în Alfons Muha. Muha, Mucea, cum zic unii, cum vreți voi. Iar unul din artiștii mei preferați. Probabil că unii dintre cei la care vă gândiți vă experimentează ca o operă de artă sau ca pe o figură artistică. Un artist, artistă. Dar ce aveți voi artistic în voi? Nu ce aveți exact. Aspectul artistic se regăsește și la ei. Sub altă formă. Dacă voi sunteți cu dansul, ei sunt cu muzica. Dacă voi sunteți cu pictura, ei sunt cu sculptura. Dacă voi sunteți cu moda, ei sunt cu designul de interior. Ceva de genul acesta. Cum vă experimentează. Uah, sunt multe. Pe care să le las? Nici nu m-a lăsat. Psihic, a zis psihic. Psihe.
Lumea, interesant, lumea, dar aici este psihe. Apropo de lume, de distanță, de călătorie. Și nouă de spade cu multă durere. Cu multă durere, dar durerea îi transformă. Ce? Stai, cum a rămas? Sponsorat. Distanța care este între voi aduce multe amânări și astfel de monede urmează să se... sau e un potențial, o speranță. O speranță că se poate manifesta ceva pe termen lung, la un moment dat cândva, după multe sacrificii, după multă așteptare, după multă durere, psihicul lor se transformă. Și știți cum? Simt tot chestiuni care țin de creativitate. Felul în care se exprimă devine mai creativ, mai, poate mai profund. Ia uite steaua după doi de spade sau sub doi de spade. Haide. Lumea, asul de cupe, vai, temperanța. Probabil că a fost o întâlnire neașteptată cu cavalerul de spade, temperanța care a fost pusă la încercare. De ce? De distanță, de niște griji, de niște probleme, de un stres emoțional și mental, cum să exprim, cum să exprim. Probabil acest personaj a încercat să exprime de multe ori și nu... Ori a transmis foarte puțin, ori a transmis deloc. Da? Am zis, o întâlnire neașteptată, temperanța, în care sunteți chemați să vă echilibrați unul cu celălalt. Cele două cupe să se... unească, interesant, într-o mare cupă de, eu știu, prietenie, lumea. Lumea este distanță, dar acest potențial a fost încheiat brusc. Lumea și moartea înseamnă încheiere. Ia uite, lumea de două ori. Dar după această încheiere va fi, nu știu, vă veți reîntâlni cu șase de cupe și steaua. În momentul în care acest personaj va îndrăzni să aleagă, să iasă din această cochilie, va îndrăzni. E o chestiune de îndrăzneală emoțională. Îndrăzneală. E, sună cam ciudat. Extraordinar, ce frumos, eliberare, iar ieșire, iar portaluri. Între întuneric și lumină, puterea. Vai, ce frumos, puterea. Energia feminină este foarte puternică, intuiește. Aici simt că e energia masculină, acest ren. Am zis că semănați, amândoi aveți niște coarne, aveți magie, aveți carism, aveți putere, putere mentală, de 11 justiția și emoțională, dar posibil personajul acesta să aibă niște traume care vin din copilărie. Au fost forțați în copilărie, în tinerețe, să facă ceva, să stea în preajma unor oameni. Uf, și au rămas cu niște traume. Dar... apropo de libertate, cum vă experimentează? O chemare la libertate. Îi eliberați de ceva, într-o anumită formă. Îi chemați, îi atrageți. Cu regina de bâte îi atrageți să iasă la lumină. Da, iubire, uite, a venit și Merlin aici. Da, hai. Cum vă experimentează acești oameni? Curăța cărțile. Hai, stai aici jos cu mine, hai. Hai pe cumițică, da? Hai, sucă-mică. O să vină mâine și capi. Cum vă experimentează acești oameni? O dată, de două ori, ia uite, de trei ori. Mai, sunt îndrăgostiți. Există dragoste cu dragoste. Dar a apărut 8 de cupe. O detașare emoțională. Am senzația că din alte motive. Par ca și cochilia asta, ca și chestia acelea care țin de zodia racului, moarte și renaștere, parcă sunt detașați emoțional, dar nu sunt. Deci în exterior vi se par că nu au nimic, nu simt nimic, dar de fapt simt foarte multe. Uite, șase de cupe, iar asul de monede, speranță că... A, șase de monede, de fapt, și șase... A, șase de cupe, de două ori. Făcut de două ori. Măi, dar ce chestie! Am făcut 2 de 6 de cupe. Au de ales între împăcarea cu voi și cineva din trecutul lor.
Asta una la mână. Dar, cum vă experimentează 8 de cupe? Am zis, psihicul lor se transformă. Eventual învață să se iubească într-o altă formă. Mai liberă. Și când vorbesc de libertate, nu vorbesc de libertinaș, ci de libertate. Calul, ce superb. Calul. Își doresc foarte mult să fie cu voi, dar cred că alte lucruri v-au separat. Eu cred că ați fost separați. Da, eremitul iar în singurare tăcere. Iar clarificăm din punct de vedere sexual, erotic, cum vă experimentează. Interesant. Voi de aici interesant. Știți ce simt? Wow. Posibil că v-ați întâlnit la un drum. Ori voi veneați, și nu mă refer, cineva a venit, să dau un exemplu, a venit în țară, cineva era în țară și v-ați întâlnit, fotoron tronc într-o zonă în care niciunul, nici celălalt nu stătea de fel. E o intersecție. Și apoi v-a separat, prin aceste cărți, lumea de mai multe ori v-a separat viața ca să înțelegeți ceva. Ca să vă eliberați de trecut. Ca să vă iubiți altfel. Și să... Să nu, învățați să nu vă mai faceți griji nici voi, nici ei, mai mult decât e cazul, nu, de spade. Cineva tot plânge un trecut. Și ar spune un monument. Și aici, uite, interesant monumentul ăsta și aici vreau să ajung. Pentru unele femei care poate sunteți mai în vârstă, sunteți mai grizonate, dar e cineva cu părul gri. Și destul de simplu îmbrăcate. Aveți o latură luminoasă și o latură umbroasă. Dar cum vă experimentează acești oameni? Ei nu vă văd așa cum credeți voi că sunteți, cum vă vedeți voi. Ei vă văd mult mai frumoși, mai frumoase. Vă văd regini, regine, regi, în condițiile în care voi nu vă simțiți chiar atât de valoroși, de spectaculoși, aș spune. Poate că amândoi trebuie să vă eliberați unul pe celălalt de niște preconcepții. Cel care nu se simte atât de important, de frumos, frumoasă, va trebui să descopere că este într-adevăr o persoană specială. Cel care își face prea multe griji cum să exprime, trebuie să învețe să exprime și nu doar să exprime, să ia acțiune cu calul. Să acționeze și să creeze ceva concret. Simt nevoia să mai clarific. Opt de cupe. Mai dăm o carte pe opt de cupe. O dată. Patru de spade, iar e tăcere. Cinci de băte. Și faetonul, interesant. Și puterea... Interesant, vorbit de zodia aracului, apare cu 8 de cupe și cu faetonul, apare elemente care țin de zodia aracului sau de casa a patra. Dar apropo de cai, probabil că, iar, acești oameni par detașați emoțional, dar în sinea lor se luptă, e o luptă, aș spune, cu 5 de bâte interioară. Cum să manifeste acest nou început? Un soi de as de monede. Și aici prezent asul de monede. Cum să manifeste? Ceva. Nu știu, proiect, orice, neapărat o relație, variază de la om, dar să manifeste ceva. Poate să fie și un cadou, o întâlnire care cineva onorează o altă persoană printr-un cadou sau printr-o ofertă mai specială. Iar lupta.
lupta dintre întuneric și lumină. Am zis, e o persoană duală. Un psihic foarte traumatizat, dar cu potențial foarte mare de transformare. Se luptă cu ei și poate și cu alte forțe să vină înspre voi. Dar în aceste decări sunt doi cai, nu doar unul. Și tot așa, trec printr-un portal. Eu când am făcut această lucrare, am numit-o suflete, crystal. Suflete de cristal. Suflete pereche de cristal. Probabil că sunteți suflete pereche. Și iar avem trei stele. Fiecare cu steaua lui, dar mai e o stea comună. Aș spune o misiune. Fiecare cu misiunea lui, dar mai e o misiune comună. Poate asta contează. Cum vă experimentează. Interesant, roșu și albastru, flăcări gemene, poate, nu obligatoriu. Dar ideea este că unul e mai rece, unul e mai pasional. Dar ce nu exprimă unul în public, exprimă celălalt în viața personală. Și invers. Cum vă experimentează acest personaj? Astea două. Eremitul. Și marea... Băi, o poziție pești-fecioară. Nu știu ce legătură are. Clar că visează cu eremitul și cu marea preoteasă și cu șapte de cupe vă visează. Are vise erotice. Visează că sunteți împreună. Dar vine foarte greu. Deși ar trebui să acționeze. Apare carul de trei ori. Da? De două ori, de fapt, sunt trei cai. Trei de bâtă, iar e o chestiune care ține de distanță. Visează cum vă veți întâlni după nu știu cât timp. Asta experimentează vise deocamdată. Vise, visuri, mai ales erotice. Se gândesc cum vă veți întâlni după nu știu cât timp și vă veți săruta și nu vă veți mai lăsa, vă veți îmbrățișa. Dar, în momentele lor, acelea de umbră, se gândesc, dar probabil că după atâta timp este cu altcineva și am rămas singură și eu ce să fac? Poate mai bine ascult o etalare de tarot, mai mă duc la cineva să-mi dea în cărți, putem să fim împreună, ok, vom fi vreodată împreună, nu vom fi, iar apare pisicuța. Posibil, iar unul dintre voi practică chestiuni care ține de astrologie și de tarot, unul dintre voi, sigur, cu Regina de Bâte și Marea Preoteasă. Dar îi atrageți într-un mod magic, au impresia că... Da. Ei, exact ce am zis cu Chirian. Vedeți, acest eremit este ca într-o peșteră. Îi tentați într-un mod misterios. Regina de Bâte, am zis că vă mai frumoși, mai frumoase decât vă considerați voi. Sunteți, e o tentație. Regina de Bâte e o tentație. Foarte, foarte mare. E un mod misterios prin care voi îi tentați tot timpul să iasă din această umbră. Emoțional, erotic chiar. Probabil cu voi se vor purta altfel decât s-au purtat cu alte persoane cu care au avut relații sexuale. Cu siguranță, altfel. Le este dor de voi cum vă experimentează în această perioadă. Știți ce? Dacă e vorba de un bărbat, eu am senzația, așa simt, că acest personaj, acolo în cochilia sa, în cușca sa, în peștera sa, caveman, aș spune, am zis, în afară poate să fie foarte strălucitor, dar în sinea sa, mai ales... Din punct de vedere erotic, și zic erotic, nu sexual. Și sexual poate să fie activ, dar erotic. Pentru mine, că a apărut psihe și eros. Ascultați povestea dintre psihe și eros. E o mare diferență, da? Între erotism și a fi sexual. Din punctul meu de vedere, și cred că nu doar al meu, da? Din punct de vedere erotic, îi transformați, îi chemați să se descopere. Să zic mesajul și apoi îl transmit mai departe pe al doilea. Nu se mai simt atrași față de alte persoane de când v-au cunoscut. Eu asta simt.
privind acest eremit, acest bărbat care stă în umbră cu această lumânare stinsă. Se gândește pe de altă parte, apropo de 5 de gâte, e un anume tip de gelozie. Dacă sunteți cu alții, ce fericiți, ce fericite sunteți cu alte persoane și ei nu pot să fie lângă voi, că ei sunt departe sau că nu pot să se deschidă și așa mai departe. Și totuși intuiția le spune că poate acel as de bâte se va manifesta cândva, cumva, depinde doar de ei. Ei sunt conștienți că depinde doar de ei. Depinde de ei să exprime, să iasă din acea umbră. Și spuneam că am văzut două mesaje. Pe de o parte, acest personaj nu mai e atras de alte personaje, cum era pe vremuri, de când v-a cunoscut, nu mai e. Poate că... Dar nu e același lucru. Pe de altă parte, interesant, acum văd un detaliu pe care nu l-am văzut până acum. Acest călcâi este, pare în flăcări, mi-aduce aminte de călcâiul lui Ahile. Cred că sunte slăbiciunea lor. Din punct de vedere erotic-sexual, sunte slăbiciunea lor. Că vă considerați, repet, că vă considerați niște oameni simpli. Și de fapt ei vă văd niște regi, regine. Dar ce am spus despre ei din punct de vedere emoțional se poate aplica și la voi. Cum vă experimentează, simt că voi aveți niște, iar și voi, nu doar ei, și voi, cam senzația că vă asemănați, repet, și voi aveți un sistem de apărare și voi sunteți defensivi și nici voi nu arătați emoțiile, tot ce simțiți. Cu alte cuvinte, și voi sunteți complicați, complicate. Interesant, vedeți, apare 11. Aici este 2, dar seamănă. 1-1. Poate că există ceva cu flăcări. Gemene. Pe de-o parte ar vrea să vă elibereze pentru că știi... Da, aici e interesant. Ei vor să se... Să vă elibereze ca să se elibereze și ei. Ia, apropo de erotism, nu știți cum e. Un soi de... Să aveți amândoi în același timp orgasm. Cum vă experimentează. O dată. De două. Nu mă lasă. Valetul de spade. Vă urmăresc deocamdată, studiază, se informează pe internet despre voi de două ori. Defensiv. De trei ori. Murița mai așteaptă. Regina de spade. 9 de bâte. Wow, justiție. Și 7 de cupe. Rămân să viseze la voi în condițiile în care voi, iar faetonul și moartea, scorpion, rac. Mai, a fost o întâlnire neașteptată la un moment dat cândva. Probabil că reîntâlnirea va fi la fel de neașteptată, de transformatoare și va aduce un anume tip de stabilitate. 4 de bâte și mare preot. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Acum vă rog frumos să nu visați. Pentru unii dintre voi acest personaj, cum vă experimentează, visează că veți fi căsătoriți împreună. Unii, nu toată lumea. Însă, dacă nu e vorba de căsătorie, e un anume tip de stabilitate cu 4 de bâte și mare preot. Dar cum vă experimentează, nu știu dacă voi ați fost foarte, foarte defensiv sau defensive în felul în care ați vorbit, comunicat cu ei la un moment dat. Dacă a fost o întâlnire neașteptată în care s-a rostit ceva, nu știu, s-a făcut o declarație, s-a făcut o invitație, s-a declarat ceva într-un mod mai impetuos, mai impulsiv și sincer totuși, voi posibil, sau poate invers, nu știu exact, dar să zicem că sunteți voi, da, i-ați blocat. Posibil să fie diferență între voi, bărbat mai tânăr, femeie mai în vârstă, sau invers, în fine, diferență de vârstă să fie. Dar cum vă experimentează?
Sunt, să știți, destul de răniți din cauza că au fost refuzați. Eu simt că a fost un refuz. Dar nu în sensul că ați vrut Musa să-i blocați. Voi v-ați spus adevărul. Ați fost foarte logici, logice, în abordare și ați încercat să fiți corecți. Și atunci ei au considerat acest lucru ca un blocaj, s-au simțit răniți și au rămas visând. Aș spune cu 7 de cupe, au rămas visând. Nu mă carte, la ce visează? Visează la o păcare, totuși. 6 de cupe. Visează că vă veți reîntâlni. Poate chiar că veți avea o casă împreună, nu știu. Sau tot în acel loc. Pare tot așa, apropo de călătorie, de drumuri. O intersecție de drumuri. Poate nu în același loc, în alt loc. Drumurile vi se vor, ia uite, reîntâlni, reintersecta și se va schimba situația și vă veți echilibra. Și veți exprima, ia uite, bucurie, exact, apropo de exprimare, ce nu s-a exprimat până acum, cavalerul de cupe exprimă bucurie și atracția, regina de bâte, pe care o simte. Cam așa este cum vă experimentează. Deocamdată consideră că sunteți persoane inteligente cu care nu se pot pune, dar eventual ar trebui să acționeze, să demonstreze. Nu se pot pune, dar pot să demonstreze. Așadar, pentru că regina de spade nu acceptă orice baliverne. Clar, aveți și intuiție, e erotică, sexuală, uite, regele de cupe, mai cu multă dragoste, pești, rac, scorpion. Fecioară am văzut, leu, aspecte în leu, în fine, cam asta e. Cam asta e. Ce ar mai fi de spus? Poate cineva este născut în semnul calului și trebuie să învețe libertatea, eliberare versus libertinaj între, iar, portalul, drumul, călătorie. Să nu uităm că și aici este un portal. Yin și Yang, negru și alb. Între umbră, exact, mai ce chestie. Vedeți? Între întuneric și lumină. Parcă v-ați întâlnit într-o altă dimensiune. Posibil că unii visează. 6 de cupe. Iar deschid la 6 de cupe. Valetul de cupe. Și regina de foc. Vor să exprime și emoțiile. Măcar așa un pic. Un pic. Mai mult. Și să exprime foarte multă pasiune pe care o simt față de voi. Foarte multă. Iar am văzut. Am deschis la faeton. Nu știu dacă ați văzut până acolo. Am deschis la faeton. Experimentează. Ascultați, vă rog frumos, videoclipul, o altfel de poveste parcă, Psihe și Eros. O am în playlist, dacă vreți să o ascultați de la mine. Dacă nu, puteți să ascultați sau să o citiți în altă parte. Da. Cam asta este despre numărul 2. Să pun cărțile la loc. Și acum și cam. Cei care ați ales numărul 3. Această piatră, dragii mei, care este de fapt, să pun pe aceasta, care este de fapt cremene. Cum vă experimentează? Cred că vă simt foarte tar, foarte încăpățânați. Bine, tar, dacă ar fi și erotic, luați cum vreți. Dar, în primul rând, instigator, fire starter. Eu mai ascult muzică, de toate genurile ascult. Dar uite că îmi vine în minte Prodigy, Firestarter. Deci un anume tip și de agresivitate și de înfocare, dar și de încăpățânare și de tărie de caracter. E, și o tărie de caracter. Ce mă trage minte, ce mă trage? Nu știu, eu simt acum piatra asta așa oarecare formă piramidală. Tăria asta totuși tinde către creștere, transformare. E o chestiune cu Egiptul antic între voi. Conștientizată sau neconștientizată sau cofi
Eu zic egiptoantic, în sensul că poate ceva ați mai experimentat atunci, dar e o chestiune cu Egipt, iar legată de Egipt, întreb. Însă. Cum vă experimentează? Faptul că e totuși o piatră albă, deși eu pe asta am mers, dar un anume tip de puritate sau de sinceritate. Și de sinceritate. Dar cremenele. Dacă vor să nu se aprindă focul, trebuie să fie foarte atent, să se poarte foarte delicat. Dacă sunt prea impulsivi, prea doritori de foc, imediat se poate aprinde scânteia, flacăra, eu știu, vulcanul dintre voi. Cum vă experimentează acești oameni? Ia uite ce a sărit. Interesant, a apărut puterea așa, acum a pic, a mai picat pe jos, dar a venit invers. Au senzația că își pierd puterea. Dacă e bărbat, voi aveți putere și ei își pierd puterea în preajma voastră. În ce sens își pierd puterea? Își pierd controlul. Apropo, această piatră aprinde. Iar posibil a fost o chestiune nedreaptă. Apare puterea care are numărul 11 al justiției în tarot. A fost o chestiune nedreaptă între voi sau dezechilibrată și experimentează karma. Cum vă experimentează? Wow! Uitați, ia uite măi, dar ce mai sar la voi cărțile. Soarele, 9 de cupe. Până acum au fost foarte egoiști, dar când v-au descoperit pe voi și-au dat seama că s-au mințit. 7 de spade, minte fuge. Și-au dat seama că s-au mințit, că au fost prea defensivi. Nu știu ce să aleagă. Cum vă experimentează? Am zis, energia feminină, rule. Energia feminină are puterea. Ei sunt scânteie pe lângă voi, voi sunteți soarele lor. Își pierd puterea, am zis, își pierd puterea. Țin foarte mult, 4 de monede, 7 de cupe și magicianul. Țin foarte mult la voi pentru că, de ce țin la voi? Pentru că voi, într-un mod magic, le-ați spus ceva. Ceva le-a spus. Asul de spade. Ceva i-a spus de a fermeca și ei. Nu că i-a fermecat, i-a inspirat să-și dea jos măștile. Să renunțe la iluzii și la manipulări și la minciuni și la... care i-au ținut pe loc. Acum. Asul de spade. Asul de spade. Cum vă experimentează? Aș spune, sunt într-un soi de trezire, de adorație. Și în timp ce vorbesc apare steaua, dar curățăm cărțile. Cum vă experimentează? Wow, copilul divin, ca pe niște ființe divine, marele preot, ca pe niște ghii spirituali, care într-un mod creativ, într-un mod copilăresc, într-un mod feminin, artistic, ați aprins, ați deschis ceva în sufletul lor. Aici e o scoică care se deschide, ați aprins lumina, scânteia din sufletul. Scoica, bine, e o chestie și de sexualitate, dar scoica vine cu o perlă. Perla se face cu multe sacrificii. Ați descoperit un potențial în ei. Wow, ce cărți! 3 de foc, 10 de foc. Și aici apare o intersecție de drumuri. Probabil că și voi v-ați întâlnit la drumuri. Unul dintre voi făcea drumuri mai dese, multe responsabilități sau poate amândoi, dar apare această notă de 3 de spirale, de speranță. Că dincolo de toate încâlcerile vieții,
Există o notă de speranță, imaginea lui Buddha, fața lui Buddha. Sau un pofida, mai bine zis, un pofida problemelor și a lucrurilor încurcate, rădăcini, genealogii, responsabilități. Există o legătură spirituală foarte profundă, asta e. Însă acest personaj, wow, eventual și-a pierdut puterea și în preajma voastră și-o recapătă. Ah. Dar vedeți, o pierdere a controlului, știți? Sunt două tipologii de, sau două tipuri de putere. Puterea prin control, tiranic sau absurd, încăpățânare absurdă, că vorbim de o piatră, de elementul pământ, probabil elementul pământ contează între voi, sau e pământ și soare între voi, deocamdată. E o încăpățânare absurdă din dorința de a avea un fals control și apoi controlul pe care cineva îl are prin trezire spirituală, prin această conexiune la copilul divin, la copilul interior, vindecarea unor traume din copilărie. Cum vă experimentează? Ia, aici ce era? Wow! Ia uitați, deci a venit puterea inversă, apare, v-am zis de adevăr, wow, ce intensitate, apropo de foc, release, aici este o intensitate sexuală extrem, extrem de mare, extrem de mare, e o fiară, o bestie, jaguarul, e un impuls sexual care nu poate fi controlat și pe care îl descoperă doar în preajma voastră. Aici este Pluto. Probabil aspecte în Scorpion, iar i-a scos dintr-o iluzie, dintr-o înghețare emoțională, ancestrală. Wow! Am vorbit de Egipt, uite că apare Egiptul. Acesta este Anubis, my love. Anubis. Mai am ce energie intensă aveți. 4 și cu 4, 8, casa 8 a sexualității. Dar sexualitatea în preajma voastră se transformă, devine spirituală cu 9. Și iar devine înfricați. Jaguarul este un prădător, este un animal foarte puternic. Dacă până acum oamenii aceștia au avut un control de dragul de a avea control sau de a arăta, să zic, celor din preajmă că sunt într-un anumit fel, a fost o falsitate. Adevăratul control îl descoperă în preajma voastră și prin voi și așa vă experimentează. E o trezire. Eu asta vă, trezire. E un adevăr. Descoperă adevărul. Despre ei, despre voi, despre lume în general. Aici. 4 și cu 4, am zis că amândoi sunteți, 4 e un număr încăpățânat, fix, amândoi sunteți puternici, încăpățânați, dar împreună, wow, cum vă experimentă, fatal, aș spune, da, uite, și a mai apărut și în setul acesta de cărți pe care le voi folosi, moartea, aș spune că e un cuvânt, apropo de 8, casa morții și a renașterii, avem moartea de două ori cel puțin, le transformați viața. Le transformați viața. Îi scoateți din morți și e o metaforă dintr-o mentalitate, din lipsa emoțiilor, dintr-o gândire negativă, din minciuni, din, cum am zis mai devreme, din minciuni, din falsități, din opțiuni, din manipulări. Ai, ai, ai. Interesant, în aceste cărți există o carte, un craniu, coartea, care reprezintă cunoașterea, educația, marele preot. Voi sunteți ghizilor. Acest craniu care reprezintă o legătură foarte veche. Și voi sunteți mesagerii adevărului cu acest corp care aduce lumină. Bine, setul făcut de mine și acum citesc altfel, pentru că știu că eu am făcut. Și pentru ce am făcut eu cartea asta? Pentru Hamlet. Pentru Hamlet.
Dar a fi sau a nu fi? Așa era, așa era. A fi sau a nu fi? În putere sau fără putere? De fapt, care adevărata putere? Aici avem energie lunară, aici energie solară. Din punct de vedere emoțional, îi transformați radical. Probabil că și din alte puncte de vedere îi transformați, le arătați calea. Dar, repet, în preajma voastră își pierd puterea și recapătă. E moarte și renaștere, recapătă o altă putere pe care n-au crezut că aibă, sunt în stare să o aibă. N-au crezut că sunt în stare să o aibă. Și dacă a fost o situație nedreaptă, acum suportă karma, însă suportă trezindu-se și probabil că mai trece și prin alte situații. Dar merită. Ia uite, elementul apă. Apă, Pluto, lună, emoții, voce, apropo de asul de spade, voce și soarele. Ah, ce frumos! Măi, voi v-ați sărutat? Dacă v-ați sărutat, eu cred că a fost super, super. Ați vindecat, iau-te, împăratul și trei de spade. Împăratul acesta care renaște, își pierde vechiul control ca să-și descopere un anume tip de control divin sau mult mai maturizat. Regele de cupe, soarele și vocea. Dacă v-ați sărutat, știți, aceasta este cartea, l-am pus-o la soare, dar inițial a avut alt titlu, Sărutul de 5 stele. Dacă v-ați sărutat, a fost un sărut transformator. Transformator. Care a făcut, nu doar scântei, flăcări, vulcan, a făcut inima cuiva să tresară, să simtă. Cine n-a simțit niciodată? Regele de cupe. Care nu exprimă. Dacă a fost o comunicare, și cred că a fost o comunicare, vocea. Poate că sunteți manifestori și, sau dacă nu manifestori, aveți o voce specială. Am zis manifestori pentru anumiți oameni care știu ce înseamnă acest cuvânt din punct de vedere al human design-ului. Dar voce care aduce armonie, vindecare, emoții, dar și trezire. Curățăm cărțile. Cum vă experimentează acești oameni? Mă, dar nu mă lasă să tăiau. Desire. Ar trebui să pun la note. E un... Iată și la... Mă, i-am zis că voi și voi v-ați întâlnit, dar altfel. Tot la drumuri. Iar am văzut drumuri. Drumuri, intersecții de drumuri. Unul pe drumuri. Poate că amândoi sunteți pe drumuri. Dar întâlnirea dintre voi aduce vindecare. Însă, cineva trebuie să aleagă. Ce să aleagă? Să nu mai fie o persoană... Să fie, nu, să fie eroul vieții sale, să fie eroul vieții voastre. Cineva trebuie să aleagă să fie special, special, apropo de manifestori. Cineva trebuie să aleagă să fie, să facă ceva special în viață. Bine, lucrul ăsta vine încet, cu răbdare, cu transformare, dar când alegi un lucru mai devreme sau mai târziu se întâmplă, mai ales dacă vorbim de manifestori. Interesant călătorie. Cum vă experimentează? Vă doresc, din toate punctele de vedere, desire, 20 are numărul lumii, nu? Judecata. Îi renașteți, îi transformați. Mor și renasc alături de voi. Mai ales când vă sărută, când dacă face și dragoste, probabil că și atunci, mai ales atunci. Dar e o dorință dincolo de ego, dincolo de ambiție, dincolo de orice. Că sunt toate ceacrele. Și ceacra întâia, mai ales cu ceacra întâia, pasiune vă doresc și cu ego, și cu mândrie, și cu logică, și cu emoții, pe toate planurile vă doresc. Ce dat. 20. Judecata. Am zis să-și pierd judecata, puterea aia pe care credeau ei că o au. Sau pe care n-au avut-o. Își pierd puterea pe care n-au avut-o. Aia mică. Ca să își regăsească o putere și mai mare în preajma voastră prin voi. Prin ceea ce le-ați spus. Mare preot, le-ați spus ceva.
truth, adevărul. I-ați eliberat, ați eliberat și voi ceva, i-ați eliberat și pe voi. Dar e o chestie de eliberare sexuală, deci e foarte mare nevoie de contact sexual care vindecă și eliberează și transformă. Curățăm cărțile. Dacă nu v-ați culcat încă, probabil că dacă vă veți culca, nu știu, poate doar v-ați iau, 6 de spade. Din punct de vedere erotic, probabil că ei simt că ei vă pot elibera pe voi, fizic, erotic, dar din alte puncte de vedere, emoțional, mental, spiritual, probabil că voi le arătați calea. Aș spune cu un anume tip de echilibru, că e lună și soare, masculin și feminin, 6 de spade, iar drumuri. Dar, va rupe lanțurile și ale voastre și ale lor să fie cu voi. Foarte intens. Foarte intens. Ia, 8 de monede. Vor să muncească, să construiască o relație stabilă. Dau și multe, mult stres, multe griji. Iar, sunt oameni în control, dar voi îi puneți, aș spune cu botul pe labe, puteți, dacă vreți, puteți să-i controlați. Sunteți singurii sau singurele care puteți să-i controlați. Oamenii au control, se abțin dacă e nevoie. Sau nu se abțin dacă e nevoie. Vă experimentați din punct de vedere erotic. A spune intens, rapid. 6 de spade este destul de rapid, ține de spade, dar e o chestiune de eliberare mentală. Deci când sunt cu voi din punct de vedere dorința și 6 de spade, uită orice situație negativă, orice traumă, orice problemă. Au doar soare. 6 de spade merge către soare și uitați de energia feminină. Știi interesant ce mai simt? Energia feminină e și la unul și la altul. Însă, aici este lună, aici este soare. Masculin și feminin. Public și intim. În public, cum vă experimentează, străluciți. Nu doar ei vă adoră și alții, eventual. Aveți un anume tip de vulnerabilitate, dar cu măsură. Măsură, nu arătați tot. Doar un număr. Doar o parte din experiențele voastre de viață, suficient ca să inspirați oamenii, să aduceți stabilitate. Dar noaptea, sorry, și voi vă pierdeți controlul, și voi vă pierdeți puterea lângă ei. Puterea de a fi în control. Am zis, și voi, bărbați, femei, orice ați fi, noaptea, când sunteți împreună, când faceți dragoste, când vă sărutați, când vă gândiți, visați unul la celălalt, nu mai e persoana care strălucește în public și radiază și atrage atenția. Nu, este o persoană, n-aș spune slabă, este o persoană care se lasă condusă. Cu alte cuvinte, și voi v-ați lăsa conduși de ei și ei s-ar lăsa conduși de voi, ei sau ele. Și unul și altul. Experimentați acest joc al controlului și al, apropo, control și eliberare. Odată e unul prădător și celălalt vânat, data viitoare celălalt, cel care a fost prădător, e vânat. Și vânatul devine prădător. E un joc. Interesant ce se întâmplă între voi, că sunteți 4 și 4, doi oameni care vă oglindiți, puternici, încăpățânați, dar împreună sunteți și mașii. Și mașii, mai pisii. Și mașii. 9 de monede și 10. Aș spune că ar fi în stare să renunțe la independență ca să fie fericiți cu voi. E un vis, e un ideal. Cum vă experimentează? Nu, găsesc cuvinte foarte intens. Foarte intens. Iau, se doi de cupe. Suflete pereche. Diavolul, că o tentație. Da, e dureros, e stresant.
Deci dau seama că dacă vă cheamă spre ei, riscă o manipulare, dar încă nu e clară cu ei. Ori ei vor intra în mrejele voastre, crezând că vă... Ai, mai, dar ce complicat, crezând că vă atrag în mrejele lor. Mai. Ce ciudată e talare. Ne. Cum vă experimentează. Da. Ia uite. Luna. Cu frică, cu speranță, cu mister, cu... Iar. Se scufundă în emoții. Își pierd respirația. Își pierd respirația când vă sărută, când stați împreună. Când visează la voi. Orgasm, medalea fatale. Probabil asta visează. Și totuși e o situație destul de complicată. Dacă mai sunt și alte personaje, asta e deocamdată, trebuie să fiți mai în umbră. Dar, că faiton, dar vor să lase fricile. Faiton merge către stea, către speranță, către... Da, prietenia voastră, voi le dați încredere că pot să lase fricile, trecutul, influențele negative materne sau feminine dintr-o altă, eu știu, din familie sau dintr-o altă relație sau alte relații, influențe negative feminine, oricare ar fi ele, le pot lăsa în urmă ca să meargă înspre stea, înspre vindecare. Iau, regele de cupe, multe emoții, dezechilibrante. E o întâlnire de destin. Iau, întâlnire de destin care aduce soarele, fericirea. Iar distanță între voi, planuri de călătorie, mai dăm o parte. Cum vă experimentează? N-am mai apucat să tai, că văd că îi sar cărțile una. Iar cal alb, cal negru. Uneori cu lumină, cu speranță, cu optimism, cu sentimente frumoase, altor cu gelozie, cu frică, cu obsesii, cu dorințe. 4 de cupe. Puterea și 4 de monede. Vor să vină spre voi, dar le e frică că îi veți refuza. Probabil că v-au pus într-o situație neplăcută. Dar țin foarte mult la voi. 4 de monede. Și se luptă să se transforme. În ce sens? Voi știți. Voi știți ce ați discutat și cum... Da, ia uite, este... Visează. Deocamdată. Că renunță. Vedeți, șarpele pleacă. Că renunță la tentații, la frici, la iluzii. Și aleg. Vor alege asul de monede și asul de spade. Pe de altă parte... Își dau seama că dacă nu se transformă, voi veți alege pe altcineva. Și o frică. Cu luna e o frică. Ah, da, mai, de frică. Am zis calul negru, le e frică. Deci uneori ziua au speranță că gata, mă duc, îl cuceresc, o să fie bine, o să fim super fericiți amândoi. Noaptea, după ce visează, eu știu ce mai au vise, speranțe. Nu, că o să mă refuze, că nu m-am transformat încă, încă sunt toxică, eventual cu diavolul, încă nu am eu știu ce, voi știți ce n-aveți. Și vor găsi pe altcineva. Cum să mă duc? Probabil încă mai sunt cu cineva. Aici este. În această perioadă așa vă experimentează. Probabil încă mai sunt influențați de o persoană, de o situație, de un hobby, nu știu. Nu cred. De familie, de vreo relație karmică, de vreo coleg, prieten, frate, soră, eu știu ce. Și se gândesc că voi aveți opțiuni și puteți să începeți oricând, orice. Și veți avea victorie. Că cine aici în public și strălucește, are opțiuni, are opțiuni. Și 6 de spade, vedeți, pe de-o parte, ar vrea să vă eliberați cu ei, pe de altă parte le teamă că vă veți elibera voi.
din cătușele, din pasiunea asta care vă v-a adus unul viața celuilalt. Moarte și renaștere, transformare. Poate vă duceți voi în altă parte, într-un alt loc, cu altcineva cu care să aveți parte de adevăr, de stabilitate, în condițiile în care ei încă nu pot să vă ofere, dar interesant. Da, vor să renunțe la regrețe, să manifeste ceva cu voi. Ia uite, iar am deschis la moarte. Să investească într-un nou început. Ce... Da, speranțele lor spun că, deci calul alb, când visează și speră și sunt în cea mai pozitivă energie, zic, lasă că o să mă transform, o să mă vindec, o să le arăt că sunt un om stabil, 7 de monede sau așa, persoană, să zic așa, la neutru. O persoană stabilă, că investesc în relație cu răbdare, cresc în mine, investesc în mine, investesc în relație, cresc cu răbdare, devin un stejar, așa. Și când o să începem, o să luăm de la zero, o să creștem, o să cucerim între globul. Altă dată spun, nu, din cauza că transformarea mea durează, îi pun în așteptare, ei vor alege alt drum și vor fi fericiți cu altcineva. Asta e frica lor. Asta e frica lor. Și totuși, cum vei experimentează? Aș spune că visează cu această apă. În acest moment o simt că visează. La discuțiile pe care le-ați avut, la... Eu știu, poate unul dintre voi fredonează, cântă și aduce aminte de vocea voastră, când cântați, fredonați, când vorbeați ceva, sau când vă sărutați, poate șopteați anumite lucruri. Da? Se judecă acest. Dar ar vrea un copil. Clar, ia uite, magnetism, ar vrea un copil. Într-un mod neașteptat, dacă ar putea să vină un copil între voi ca să renaște, să vă împăcați, dar în ce condiții? Dacă sunteți împreună, poate ar mai fi ceva șansă, dar dacă nu sunteți împreună, cum să facă să fiți împreună ca să puteți manifesta 3 de monede, această bucătărioară, familie? Mai dăm o carte pentru 3 de spade, cum vă experimentează. Ia uite. Da. Vor să vină să vă cucerească. Vor să vină de la drum. Cavalerul de cupe și 3 de bute. Să-i așteptați dacă puteți. Ar fi minunat. Bine, ia uite, să manifestă. Măi, vă ador oamenii ăștia. Ia uite. Vă adoră. V-ar săruta din cap până în picioare. Și ar dori foarte mult să manifeste, dar cât mai repede cavalerul de cupe să vă cucerească și să vă arate că pot să fie oameni stabili. Asta este un vis al lor, este steaua, visul lor. Wow, dar ce de vise! Că pot să fie oameni stabili, chiar dacă e pasiune, am văzut nebună, atracție, dar dincolo de această atracție, trezire, iar apropo de piatră, stabilitate, asumare, puteți clădi ceva rezistent. Dar totul depinde de voi. Așa vă experimentează. Între frică și speranță, între lumină și întuneric, ia uite. Pe lumină și întuneric. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine, ceau, ceau.